RAC. E animație la voi. Poate aveți întâlniri, sunt evenimente la care o să luați parte, că aveți ceva de spus și poate veți da tonul unor noi proiecte. Leu. Se poate să luați bani de la serviciu sau din particular de undeva și să aveți de cheltuială, mai ales că s-au adunat cam multe de plătit și nu sunt de lăsat pe altă dată. Fecioară. O să acordați un plus de atenție activității preferate ca să vă destresați și să căpătați prospețime, să vă vină mai ușor ideile și să fiți inventivi. Balanță. Veți găsi ușor asociați care să lucreze în ritmul vostru și să vă impuneți pe o piață, să câștigați bani și glorie. Parteneriatul este cheia. Scorpion. Se poate să vă duceți la cursuri, să fie chiar și online, la ședințe va trebui să faceți act de prezență ca să vă exprimați un punct de vedere și să se țină cont de părerea voastră. Săgetător. Par să vă intre ceva mai mulți bani, poate vi se dau și din urmă și strângeți un capital ca să aveți pentru concediu, dar și pentru când vă întoarceți. Capricorn. Se poate să aveți și multă treabă, să vă duceți și la întâlniri care să vă solicite din punct de vedere emoțional și să aflați și noutăți bulversante. Vărsător. E bine să vă îngrijiți mai mult, să nu depășiți pragul de oboseală, că o să vă coste, și să-i supravegheați mai îndeaproape și pe ei voștri, să fie toată lumea sănătoasă. Pești. Vi se propune ceva nou de lucru, dar o să așteptați probabil să treacă întâi concediu, după care mai vedeți cum vă descurcați cu timpul. Berbec. Se poate să reziliați un contract și să semnați cu altcineva. Vor fi condiții mai bune și cu promisiuni de expansiune, să vă dezvoltați din mers. Taur. O să puneți la bătaie toate resursele interioare ca să dați drumul unui proiect mai vechi și vor fi oamenii care să vă susțină, să vă ajute fiecare cu câte ceva. Gemeni. Se vine cu o ofertă de colaborare și dacă nu aveți alte angajamente, o să-i dați curs. Și mai ales dacă familia nu vă face reproșuri că lipsiți prea mult.